Sunt Elisabeta Bindiu, ne întâlnim din nou. Hola a todos, mi madre es Elisabeta Bindiu y hoy en ese video nos vemos de nuevo. Y antes que nada, si os gusta nuestro contenido, os rogamos que os suscribáis a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cuando vamos a subir un video y darle un me gusta y compartirlo con vuestros familiares, amistades, porque eso nos ayuda muchísimo. Y muchísimas gracias a todos. Astăzi noi ne-am hotărât să facem niște puiuți. Hoy mi madre se pensó para hacer unos pollitos. Și anume, copiii când mănâncă, întotdeauna para... mănâncă cu greu. Esos son para los niños. Și ca să poată să mănânce, mai ales dimineața când îi dăm câte un ou fiert, să poată uita așa. O se pone en esta y tú y dais hermosa manancha. Y para, si queréis para darlos a los niños, también se puede dar para desayunar a los niños en esos pollitos y solo para despertar el huevo. Se puede hacer en diferentes colores, como de ejemplo, como me place colorile un copil care are tendința să-i placă anumite culori. Se puede hacer en diferentes colores. Noi ne-am hotărât să facem pentru că avem de niște copii. Mi madre como cuida de unos niños. Le-am făcut de culorile preferate. De hecho de sus colores preferidos. Și vom face încă unul din culoare galbenă. Y otro color que va a ser de tres colores. Mai trebuie roșu pentru creasta. Rojo se usa para la cresta. Portocaliu pentru cioc. Y naranja para el pico. Și ne trebuie un paharel de la gelatină. Y mi madre usa unos botes de unos botes que de gelatina o de también de yogures. Da. Doi ochișori. Dos ojos. Care asta și cu ochișorii, botea asta și cu ochișorii vom lipi. Que eso van a ser pegados. Da. Așa va arata un puișor. Y así va a aparecer un pollito. Și e firesc că copiii va fi tentați să mănânce din așa para ceva. El gusto de los niños. Da. Și acum vom începe să lucrăm. Vom face prima dată. Vom face. Y empezamos a 20 de bastonașe. Primero se empieza con 20 cadenetas. Atâta că se acopere partea asta deasupra. De esa manera para que se cubre esa desu... parte de abajo. Da. Și vom face 20 de bastonașe. Y vamos a hacer 20 cadenetas. 20. Con 20. 1, 2, 3. Vom face asta a doilea. Y se hace de esa manera. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17.
17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Le strângem la una altă, la mutare, cât până când se lipesc. Lo va a juntar, pero no fuerte. Până când se lipesc, uite așa. Y ahora se hace otro punto. Ya. Y se queda el círculo completo. Da. Și acum. Y ahora. Una o înmulțim. Una se multiplica. Una nu. Otra nu. Ce vom face? Uno, dos, tres rânduri. Prima o înmulțim una, da, una nu și două. Primera se multiplica. Două simple. Y dos simples. Vom face așa. Y vamos a hacer de uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Asta am făcut-o, ca să numără. Nu mai facem și o punem ea de aici, ni. Aici nu. Aici, asta nu. Ia vezi? Asta nu. De aici o băgăm. Și noi se mai vrea. Și asta deja o multiplicare. Asta se multiplica. Ia. Asta nu înmulțim. Asta nu se multiplica. Asta se înmulțește. Asta sí. Merge foarte repede. Va muy rápido. Es frumoase. Es elegante. Pentru copii mere oricum ca să... Para niños se va... Incanta. Para encantar a los niños. Da. Așa apare. Așa aparece después de multiplicar. Acum vom merge normal. Ahora nos vamos con puntos normales. Vom face un lanț din trei ochiuri. Se hace una cadeneta de tres puntos. Și mergem normal. Nu mai băgăm aici. No se mete en esa parte. Ci băgăm normal. Y se mete normal. Așa. Así. Și ne ducem tot rata. Y vamos todo el círculo. Uite așa ne. Así. Y claro que también os pediremos con esa crisis que está ahora, quedaos en casa, protege a tus queridos y no salgas fuera, porque en casa también se puede hacer muchas cosas y no hay que panicarse y hacer escándalos y eso. Quedaos en casa tranquilamente hasta que pase esa desgracia. Și acum o să spun eu pe românește ce a spus băiatul meu pe spaniolă. E bine ca fiecare dintre noi să stăm acasă, să nu ieșim afară din casă. E pentru binele nostru, e pentru binele familiei noastre, pentru a putea să ne protejăm fiecare, mai ales care mai suntem dintre noi și bolnavi și nu putem să ieșim afară pentru că noi este foarte riscant. Așa că să uităm mai repede de treburile pe care și de lumea pe care îi mai bine punem acu și croșetăm ceva, sau ne punem pe genunchi și ne rugăm la Dumnezeu, pentru că El este singurul care ne poate ajuta în momentele de față. Eu cu toate astea vă spun, haide să ne rugăm la Dumnezeu. Y mi madre también os pide que os quedáis en casa. Se puede hacer muchísimas cosas en casa. Y no hay que panicarse para salir fuera. Mejor quedar en casa, hacer diferentes manualidades o hacer diferentes cosas que os guste, que estar con pánico y estar fuera para que los demás estén en peligro. Porque eso es para el bien de los demás, no solo el propio bien, y es por el bien de los demás, y más por las personas que están enfermas y débiles. Y muchísimas gracias a todos, y que Dios nos proteja de esa desgracia. Da, și acum să trecem la lucrurile noastre. Am făcut aici... Y ahora, así queda ese pollito. Și mai facem încă un rând. Hacemos otra fila. Așa. De esa manera. Și va fi... De toate va fi patru rânduri. De tot va fi patru filas. Da. Așa. Așa.
apare. Así aparece. Da. Acum ce trebuie să facem? Ahora, ¿qué hay que hacer? Trebuie să facem codița. Hay que hacer la colita del pollito, que es muy pequeña. Și vom face în felul următor. Y se hace de siguiente manera. În gaura asta în care am băgat de am scos prin ștergere ultimul punto, picioruș, donde se face, puesto el último pie, vom face un lanț format din 6 ochiuri. Hacemos una cadena de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. L-am făcut. Și îl băgăm tot în gaura asta, luăm prin ștergere. Ese agujero. Și luăm prin ștergere. Se coge así finito. Uite așa. Acum mai facem încă una formată din 8. Hacemos otra ochiuri. Formată de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. O băgăm tot în gaura asta și o luăm tot prin ștergere. Y se mete en ese agujero y se mete fino. Da. Acum mai facem una din 6. Y ahora hacemos otra de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și o luăm tot prin ștergere. Y se mete lo mismo fino. Uite așa. Și acum o luăm jos. Y ahora se coge. Luăm jos. Luăm acușo, ascundem. Se coge la aguja y se esconde. Așa. Ah, sí. Am terminat codița. Ahora hemos terminado la codita. Acum trebuie să facem. Ahora hay que hacer capul de la pui. La cabeza del pollito. De aici, ni capuțul ăsta ni trebuie să-l facem noi acum. Ese cabeza. Și cum vom face? De aici ni exact la jumătate. În mediu. Numărăm 1, contamos 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și 4 de pe partea asta l-altă. 1, 2, 3, 1, 2, 3 4. 4 parte. Vine aici. Adică vine. Total 8 ochiuri vine trebuie să fie. Hai că ser în total 8 puntos. Le băgăm amândouă dintr-o dată. Metemos otros de una vez. Așa. Și facem un lanț. Una din trei ochiuri, 1, 2, 3, luăm o dată pe ar și ne ducem normal, facem 8, ascunzând totodată și ața. Și așa se esconde la rana. Uite așa, da. De esa manera. Nu facem, și o face două rânduri numai. Și așa nu e suficient, pentru că nu trebuie că e puiuț mic. Ah, sí. Am făcut un rând, mai trebuie să mai facem un rând. Y ahora hay que hacer otra fila. 2, 3. 1, 2, 3. Și mergem tot normal. Y vamos todo normal. Tot normal merge. Normal. Da, mai facem un rând de bastonașe. Hacemos otra fila de cadenetas. Uite așa le vine făcut, e? De ce manera vine aici? Așa. Așa. Acum să luăm jos ața. Ora se saca la lana. Luăm jos ața. Și vom face cresta. Ia să luăm la cresta. Vom face crestuța. Cu rojo. Da. Se poate face puiul din orice culoare dorim. Din ce culoare credem noi că îi place copilașului?
Es vuestro gusto para elegir los colores. Da sicuro, se fate faccio in differenti colori. Non è necessario nomad di galben, sau di alb. Se fate faccio sci di rosso, sci di galben, sci di albastro, come ha fatto noi. Potremmo dare ai cani. E ora mettiamo la scheda da parte. Per poter solo mazza. Așa. Luăm o dată pe ac și facem un punct dublu. Hacemos un punto doble. Și așa. De esa manera. Și mai facem un punct tot dublu. Hacemos otro punto doble. Și tot într-o gaură aia o băgăm. Y lo mismo se mete en ese agujero. Și un punct pe care îl luăm prin ștergere. Por... Uite așa. Fino. Acum mergem pe partea asta la alta și mai facem tot așa, îl facem. Luăm o dată pe ea, facem un punct simplu. Două lo puncte duble. Gravada, se hace punto simple. Două puncte duble. Dos puntos dobles. Și unul prin ștergere. Și unul finito. Vedem și aici, Ani. Se mette nessa parte también. Luăm o dată un punct. De două ori facem două puncte duble. De otra vez hacemos dos puntos dobles. Și unul prin ștergere. De unul por... Uite așa, am făcut crestuța. Hemos hecho la cresta. Și am luat jos. Y ahora lo cogemos y cortamos. Da. Acum vom face ciocul. Ahora hacemos el pico. Și îl băgăm în, aici, aproape de creastă. O revine și ceva. Ahora se hace el pico. Da. Și îl luăm. Așa. Facem un punct dublu. Se hace un punto doble. Luăm și îl băgăm tot în gaura asta. Și se mete în acest agujero. Un punct dublu. Un punto doble. Așa, și odată prin ștergere. Și unul por fino, también. Pe cu ciocul. Uite așa. Și am unul în jos. Uite-le. Așa. Așa arată. Así queda. Amor, vamos a esconder ațele. Ahora vamos a esconder las ranas. Ahora sí, queda un pollito ya terminado. Așa arată. Así queda. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată. Mi madre os agradece muchísimo por quedar con nosotros hasta ahora. Și vă rog, nu uitați să vă puneți pe genunchi să ne rugăm la Dumnezeu. Y otra vez rezar a Dios y que nos protege de esa desgracia que ha aparecido y quedaros en casa. Și dacă vă iubiți familia, stați în casă. Y si os... Y mi madre ha dicho así, si os amáis a vuestros seres queridos, quedaos en casa y protegerlos. La revedere. Nos vemos en el siguiente video. Vedem pe data viitoare la un nou video. Nos vemos en el siguiente video. Un adiós a todos.